teama aceasta de a pierde totul, pentru că în acest punct au adus țara, i-a determinat să aplice strategia cu comasarea alegerilor într-un mod absolut absurd și în bătaie de joc total față de cetățeni, față de democrație. Dacă le-ar fi păsat atât de mult de participarea la vot pentru alegerile parlamentare, ar fi organizat în urmă cu un an de zile dezbateri, o agendă cât se poate de clară și de transparentă. Noi mai avem câteva săptămâni până când trebuie să strângem semnături pentru alegerile europarlamentare și nu știm ce fel de alegeri vom avea. Vor fi doar europarlamentare, vor fi comasate, o chestiune extrem de gravă și nu poți să pui în sertar valori și seturi de principii pentru care ai tot luptat tu PNL ani de zile, doar pentru că acum tremuri de teama prăbușirii. Noi am arătat aseară cum Alina Gorghiu, anul trecut pe vremea asta, zicea, domne, dacă cumva la anul, că sunt multe alegeri, ne trece prin cap să comasăm unele, trebuie să ne apucăm de acum, din vara lui 2023. Deci anul trecut. Putea spune. Pentru că ne trebuie un an să punem la punct toată povestea asta. Acum văd că se poate și cu două luni înainte. Mai grav este că aceste două partide controlează peste 90% din administrația țării. Peste 90% din primarii din România provin din PSD și PNL. Am văzut că în timp de un an de zile PSD-ul, cu tot parteneriatul lor bolșevic cu PNL-ul, au rupt vreo 300 de primari, deci deși sunt în alianță, un partid care se respectă, i-ar fi închis ușa imediat lui Ciolacu și ar fi spus, domnule, lasă-mă în pace cu coaliția ta pentru că nu ești un partener de cuvânt. Asta o înghit. Au șantajat și ultimii primari pe care nu-i dețin. Eu am vreo 10 primari care au venit plângând. Să-mi spună, domnule, dați-mă afară pentru că nu mai dă guvernul bani. M-a invitat domnul Flutur, marele Flutur, care luptă cu extremismul și mi-a spus, dacă nu trec la PNL, nu mai primesc nicio resursă. Deci cam asta este luptă cu extremismul, care... dar înghite filiale aur când îi convine, unde nu, se poate, bun, când deci, ajung la PNL, sunt brusc frecventabili. O realitate, da. Că încearcă prin toate mijloacele să blocheze activitatea opoziției și mai mult decât atât, într-o netransparență totală, schimbă regulile în timpul jocului, ceea ce este complet nedemocratic și periculos.